Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi vorbim despre parfumuri delicioase pe care le purtăm vara. Și știu că sunt persoane care nu iubesc parfumurile dulci vara. Ei bine, dacă nu vă plac parfumurile dulci, tropicale și fructate în această perioadă, să știți că urmează clipuri și pentru voi cu parfumuri acvatice, fresh, citrice și așa mai departe. O să vorbim în perioada următoare despre toate aceste categorii, însă astăzi vorbim despre aceste chestii delicioase. Și la un moment dat am primit un mesaj de la cineva, am primit un coment în care îmi spunea că nu ai cum să porți Olympea vara. Ei bine, să știți că pentru mine Olympea este un parfum pe care îl port doar vara. Și nu vreau să fac clipuri în care să dea bine, în care ce spun să mă gândesc că poate deranjează pe cineva. Eu vreau să vorbesc și în general vorbesc aici despre parfumuri cu referire la mine, despre parfumuri pe care eu le testez. Vă vorbesc din experiența mea și nu fac clipuri, cum să zic, 10 parfumuri pe care poți să le porți la o petrecere, da? Eu fac clipuri cu parfumuri pe care le-am purtat la petreceri și îmi plac foarte mult și nu vreau să fac clipuri care să dea bine, care să sune bine pentru voi. Aici vorbesc din experiența mea cu parfumurile mele, da? Așa că, pentru că mie îmi plac foarte mult parfumurile dulci vara și nu mă deranjează și nici pe cei din jurul meu, vă asigur, o să vă arăt niște parfumuri. Am mai multe în colecție, dar am eliminat parfumuri care au intrat mai târziu în colecția mea și nu le-am analizat cum trebuie. Sau am eliminat parfumuri pe care eu nu le consider must have. Ei bine, astăzi vorbim despre parfumuri care mie îmi plac foarte mult și pe care le recomand cu tot dragul. Haideți să trecem la parfumuri, că deja ne-am întins cu acest intro. Și o să încep cu parfumurile acestea cu cocos delicioase. În primul rând vorbim despre Coco Vanille. Dacă vreți vreodată în colecția voastră un parfum cu cocos, unul și bun, și nu vreți 30 de parfumuri cu cocos, ce vreau să vă spun că despre celelalte parfumuri pe care nu le-am inclus aici, cu siguranță vom vorbi în parfumurile săptămânii, o să le testez, le analizez și vorbim mai multe acolo. Astăzi am adus aici o selecție de care eu sunt sigură și am adus parfumuri pe care le ador. Iar Coco Vanille este un parfum superb, superb și foarte bun. Acum nu știu cum e situația cu reformulările, dar mie îmi place foarte mult acesta. Avem vanilie, avem cocos și flori, flori tropicale, însă nu este nimic prea mult. Totuși, mi se pare că vanilia și cocosul predomină în acesta și este un parfum pe care te bazezi vara, persistă foarte bine, îl simți în aer, este așa un norișor. Un norișor aerisit, parfumat și dulce și tropical. Este minunat. Parfum de mers la mare. Mai departe vorbim la fel despre un parfum tot așa tropical cu cocos și este vorba despre La Noi Trezor Nude. Aș spune că acesta este ceva mai elegant. Este diferit de Coco Vanille, cu siguranță. Este dulce, este tropical, este elegant. Pe acesta îl văd purtat cu o ținută ceva mai elegantă de vară, ziua sau seara, nu contează. Este un parfum frumos și acesta și o să-l port în perioada următoare. Astăzi nu vorbim despre note, astăzi vorbim în mare despre parfumuri și dacă vreți să fac o recenzie ceva, îmi spuneți, mă mai întrebați și în comentarii pentru că vă răspund. Următorul este Serendipity, din păcate n-am vrut să-l includ neapărat aici pentru că știu că nu-l găsiți, însă cred că
în general eu mă bucur de informații, nu contează despre ce parfumuri și mi-a părut rău să nu-l includ și pe el. Acesta din nou este un parfum ceva mai misterios, este un parfum tropical, proaspăt în același timp, dar și dulce, da, este un parfum dulce și este mai misterios, poate și un pic mai seducător, aș putea să spun. Pentru seară chiar este ok și este foarte armonios. Este un parfum armonios ca toate parfumurile de la Rituals, așa mi se pare mie. Următorul parfum despre care vorbim este ceva mai accesibil și o să vină și un clip în care vorbesc despre parfumuri accesibile pentru vară, însă tot l-am inclus aici pentru că merită și vorbim despre Yara, care este un parfum foarte, foarte frumos. Yara este un parfum tropical, aerisit, pudrățel și fructat în același timp. Cumva este o combinație de milkshake, dar nu un milkshake foarte dulce cu cocos. Este un parfum foarte frumos și foarte aerisit și este dulce, dar nu mi se pare foarte dulce. Merge purtat vara. Este foarte frumos și mie place mult de tot și sticla. Am văzut că a ieșit unul portocaliu. Chiar sunt curioasă de acela. V-am zis că cel alb nu m-a dat pe spate, dar ăsta chiar îmi place și e potrivit. Potrivit pentru această perioadă. Mai departe vorbim despre o categorie de parfumuri cu flori tropicale. Și începem cu Bronze Goddess O Fresh Skin Scent, care nu este deloc skin scent, să știți. Așa aveam și eu impresia la început, înainte să-l am, că acesta este un parfum care rămâne la nivelul pielii și îl miroși tu pe piele, doar atunci poți să-l simți, dar nu. Este un parfum puternic, este un parfum intens și foarte elegant, pentru că aici predomină floarea de tiară, deși avem și cocos, avem și vanilie. Mi se pare că floarea aceasta rămâne pe tot parcursul dezvoltării acestui parfum. Și îmi place la acest parfum că este bine echilibrat. Mi se pare așa că are o doză de dulce, dar nu prea mult. Este un parfum mai proaspăt. Are o doză de izul acesta de cocos tropical, așa, dar mai puțin decât doza de flori tropicale. Pentru mine acesta este un floral tropical, un parfum elegant și foarte potrivit în această perioadă. Îmi place mult de tot și acesta. Iar mie îmi place foarte mult floarea de tiară în general. Tot un parfum cu flori tropicale este și Sandy Gioia, un alt parfum care mie îmi place, dar acesta este ceva mai dulce și aici clar predomină florile galbene. Avem ylang ylang și frangipani și este mai dulce parfumul acesta. Este mai dulce, avem florile acestea galbene îmbrăcate în vanilie, este ceva mai pudrat, este ceva mai intens și nu are doza aceea de proaspăt cum o are Bronze Goddess. Este mai dulce acesta și clar se simt florile galbene. N-aș ști pe care să-l aleg. Da, n-ai cum să alegi, că altfel făceam și un top 5 sau un top 10, dar le-am pus pe ambele pentru că ambele îmi plac și dacă vă plac florile galbene, Sandy Gioia este foarte frumos. Sunt o grămadă de parfumuri, nu este ceva unic, sunt multe parfumuri în care florile galbene se simt ca și aici, dar unele nu-mi plac, dar ăsta îmi place. Sandy Gioia este frumos. Este un parfum cald, așa. Un parfum cald tropical. Și trecem și la Olympea. Da, un parfum pe care eu îl ador. Îmi place foarte mult parfumul acesta. Aici avem flori, sare și vanilie. Și un miros superb. Superb, 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 superb. Deci,
Îmi place atât de mult acest parfum și cu siguranță îl cunoașteți și voi. Nu sunt prea multe de zis despre Olympea, testați-l, este minunat. Minunat, la fel și el, mi se pare un parfum așa, pentru o zeiță, este frumos rău de tot. În următoarea categorie am pus parfumuri fructate, însă în care para predomină. Și dacă ar fi fost să aleg unul, cu siguranță ar fi fost acest Pera Granita Aqua Allegoria de la Guerlain, pentru că mi se pare cel mai potrivit pentru vară. Are o deschidere citrică în care se simte lămâia, parcă și un pic aromatic acolo ceva, dar se dezvoltă foarte frumos. Este și un fructat dulce, dar nu prea dulce, para. Para este minunată aici, eu simt un suc de pere. Pentru mine acesta este un suc de pere pe care eu pot să-l port oricând, nu numai vara, dar nu este prea dulce. Și după cum vă spuneam, dacă ar fi trebuit să adaug doar unul pentru perioada caldă, l-aș fi ales pe Pera Granita. Însă vreau să vin și cu variante mai accesibile și atunci am adăugat aici Anais Premier de Lis de la Cacharel, pentru că este un parfum foarte frumos. Mai fetelor, acum pot să zic că clar mi se pare că este făcut după Irresistible. Asta pentru că deschidere miroase a pară și este o pară dulce, suculentă și delicioasă, însă după câteva ore miroase a Irresistible. Chiar așa este. Mi-a trebuit ceva timp să mă conving. Mi se pare că persistă foarte bine și l-am folosit seara și dimineața, pur și simplu nu mai știam cu ce m-am dat. Am fost sigură că am folosit Irresistible, dar nu. Folosisem acest Anais Premier de Lis. Este un parfum fructat, este un parfum dulce, dar și proaspăt îl văd eu. Și îmi place foarte mult para din deschidere, clar îmi place și cum se dezvoltă. Parfumul ăsta clar este un parfum pe care mă bucur că l-am adăugat în clipurile mele cu parfumuri ieftine și bune. Este un parfum bun la un preț foarte bun. Chiar este minunat parfumul acesta. Tot așa cu pară am ales și Ariana Grande God is a Woman, la fel, un parfum cu o pară foarte, foarte delicioasă și diferită de Pera Granita sau diferită de para din Anais. Este un alt tip de pară. Dar este și acesta un parfum frumos, are și el atunci când se dezvoltă în uscare, are un iz de bacara ruj, dar are și un mic iz de cloud. Cumva are ADN-ul lui cloud, iar cloud are ceva din bacara ruj, dacă mă înțelegeți, dar îmi place mult de tot para din acest parfum. Este un parfum ușor, nu este un parfum prea puternic, prea dulce, mi se pare potrivit și pentru vară. Un alt parfum pe care eu vreau să-l port și vara, da, știți că la noi vara este o zi ploaie, o zi mor de cald, o zi este răcoare, o zi nu poți să ieși afară din casă, așa că nu trebuie neapărat să purtăm parfumurile acestea foarte dulci când este caniculă, pentru că avem și parfumuri citrice, nu-i problemă pentru acele zile, dar pe Ananda Dolce eu îl văd potrivit pentru o dimineață de vară, dar de vreme dimineața, nu știu, la 6:30 să te trezești, să bei cafeaua, să iei micul dejun, mi se pare așa, nu știu, pentru o zi din asta de vară în care vrei să faci un picnic, să mergi în parc, tot așa, foarte de dimineață și cumva are ceva proaspăt în el. Miroase a piersici, piersici combinate cu floarea de migdal.
așa miroase parfumul pentru mine, iar piersica aceasta predomină în parfum pentru că eu o simt în pe toată dezvoltarea parfumului și floarea de migdală îi dă așa o eleganță aparte. Îmi place foarte mult floarea de migdală în parfumuri, are și migdale, dar parcă mai mult simt floarea de migdal și cumva piersica este suculentă, acrișoară. Îmi place foarte mult și parfumul acesta. Foarte, foarte mult. Tot din această categorie de parfumuri fructate l-am adăugat și pe Mojo pentru că are ceva fresh parfumul acesta. Are un ghimbir spicy, are ceva proaspăt printre toate acele fructe dulci. Știți că sunt cucerită de parfumul acesta și nu are rost să vorbim prea mult despre el. Persistă bine, are un preț mic, îl găsiți pe Dubai Collection. Am înțeles că este din nou în stoc. Îmi place de nu mai pot parfumul acesta. Și deși este un parfum dulce, are ceva proaspăt. Are ceva ce ce mă face să pot să-l port și în perioada mai caldă. Ce vreau eu să mai port în această perioadă sau în perioada următoare sau în această vară, când sunt zile mai răcoroase de vară, este Angel Nova. Îmi place atât de mult parfumul acesta și de ce vreau eu să-l port în perioada caldă, din nou, și el are ceva acolo proaspăt, are licii, are fructe, este lemnos, este foarte persistent, foarte bun parfumul acesta. Dar voiam să vă zic că eu l-am testat și perioada rece, fiind un parfum așa dulce, parcă atingerea aceea fresh, verde sau ceva, are ceva acolo, mă duce cu gândul la o perioadă mai caldă. Cred că cel mai potrivit este primăvara, însă eu o să-l port și în zilele mai răcoroase de vară pentru că îl ador, îl ador și este atât de bun, atât de bun. Un alt parfum, de data aceasta unul gourmand 100%, este Lemon Tart de la Theodoros Kalotinis. Aici avem o tartă cu lămâie. Avem un parfum gourmand, dar nu foarte strong. Nu este dulcele acela înnecăcios, este un parfum aerisit care este ca un desert răcoritor, ca o tartă cu lămâie răcoritoare pe care o servești vara la o terasă, la un restaurant. Are și lămâie, are și unt, crusta aceea. Nu este un parfum care ține toată ziua. Cred că l-aș reaplica undeva la 4 ore. Însă este un parfum delicios care își merită toți banii. Altul pe care eu îl port vara este Brazilian Crush Cei Roza 62. L-am mai purtat și pe 71, însă acesta mi se pare mai pentru plajă, așa, nu știu, mă duce cumva cu gândul la plajă. Este dulce, este caramelicios, are și fistic, este și aerisit. Cred că mai degrabă pe iara îl văd, pe iara, da, chiar așa. Acum mi-a picat fisa că se duce în zona iara. Este la fel de pufos, așa, pufoșel și dulce și aerisit, dar dulce gurmand în același timp. Foarte bun și acesta. Îmi place și 71, dar ăsta mi se pare mai potrivit de pus în geanta de plajă, de exemplu. Și ultimul despre care vorbim este nimeni altul decât Amo Ferragamo. Știți că ador parfumul acesta. Știți că l-ador și chiar îmi place la nebunie. Acesta este din nou un parfum foarte versatil pe care poți să-l porți tot anul când ai tu chef. Dar are deschiderea aceasta citrică și dulce în același timp, parcă miroase și a coajă de lămâie, dar este pentru mine un parfum dulce, nu neapărat gurmand, că nu este ceva ce aș mânca,
Este și feminin în același timp, este și proaspăt în același timp, este și vanilat și lemnos. Are un iz interesant și unic pentru mine, îmi place foarte mult. Am o Ferragamo. Și am terminat. Am crezut că o să fie mai lung clipul acest. Vă mulțumesc pentru vizionare, urmează și alte clipuri cu parfumuri potrivite pentru această perioadă caldă. O să vorbim și despre parfumuri citrice, dar la fel încerc să includ în clipuri parfumuri must have și ce nu am testat sau ce, de ce nu sunt eu sigură sau ce nu am analizat foarte bine, vom vorbi în parfumurile săptămânii, pentru că voi face și clipurile acestea. Și sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Spuneți-mi și voi ce parfumuri purtați vara din această categorie de parfumuri fructate, dulci, tropicale, parfumuri cu cocos, sau spuneți-mi care este parfumul vostru preferat din această categorie. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!